După Muzeul Județean Teohari Antonescu, altă instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean, Teatrul Tudor Vianu, este atrasă într-un scandal de zile mari. Mircea Meionescu, director al teatrului în ultimii 5 ani, nu poate participa la concursul pentru un nou mandat la șefia instituției de cultură. Dosarul acestuia a fost respins din cauza unui articol ambigu. Luni 20 aprilie, la ora 2:20, ieșeam din biroul președintelui, cu garanția că discutăm și a doua zi și căutăm o variantă bună în care să se rezolve situația. Numai că tot luni 20 aprilie am primit la ora jurului 18 pe e-mailul meu răspuns un comunicat că dosarul mi-a fost eliminat din cauza punctului literei C din articolul 43 legea 185/29 decembrie 2014. Mircea Meionescu susține că punctul respectiv este unul interpretabil. Directorul n-are studii de specialitate, însă teatrul este instituție publică de cultură, iar Mircea Meionescu a terminat facultatea de filozofie, iar în plus este și dramaturg. Teatrul Tudor Vianu este instituție publică de cultură finanțată de Consiliul Județean Giurgiu. Păi dacă e de cultură, dați-mi voi, am terminat filozofie. Eu zic că e o facultate totuși serioasă de cultură, care am făcut 2 ani istoria literaturii și arte universale, am studiat Shakespeare, Bernard Shaw, dramaturgie contemporană, americană, franceză și așa mai departe. Am făcut estetica, în care l-am studiat pe Tudor Vianu cu arta actorului, am făcut etică. Dezamăgit de atitudinea președintelui Vasile Mustățea, Mircea Meionescu a contestat decizia atât la Consiliul Județean cât și la Ministerul Culturii, însă deocamdată nu a primit niciun răspuns la aceste contestații. Nu am lacrimă. Am gânduri de bucurie de câte ori mă voi gândi la Giurgiu și sigur voi mai veni prin Giurgiu. Am prea mulți prieteni aici, mi-am făcut prea mulți oameni de suflet încât să uit ce am făcut. Mircea Meionescu a fost numit director al Teatrului Tudor Vianu în anul 2010. În cei aproape 5 ani de când se află la conducerea instituției de cultură giurgiuvene, Mircea Meionescu a reușit o serie de rezultate remarcabile, obținând 4 premii, participând la 13 festivaluri naționale și internaționale. În această perioadă, la Teatrul Tudor Vianu fiind jucate peste 60 de spectacole, marea majoritate a pieselor fiind scrise de dramaturgi români.